Primăria Timișoara este alături de cei care suferă de boli rare. Există printre noi oameni care duc o luptă tăcută, dar nu mai puțin dureroasă, cu afecțiuni despre care adesea nu știm suficient. Astăzi, de ziua bolilor rare, dar și în fiecare zi, este important să fim conștienți că ceea ce pentru noi e simplu, pentru alții poate fi doar un vis hrănit cu speranță, voință și curaj. Fiecare persoană care are de înfruntat o boală rară este un luptător neînfricat și o sursă de inspirație pentru noi toți. Până acum au fost identificate 6.000 de boli rare, caracterizate de o mare diversitate de simptome, ce nu variază doar de la boală la boală, ci și de la un pacient la altul. Fiecare pas, fiecare vorbă de încurajare și fiecare gest de empatie contează în lupta lor zilnică. Putem fi o voce pentru cei care nu pot fi auziți, o rază de lumină pentru cei care poartă bătălii nevăzute. În aceste seri, pe clădirea primăriei municipiului Timișoara se proiectează povestea lor pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește diagnosticarea și tratamentul bolilor rare. Sprijinim astfel Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara în campania de informare și sensibilizare dedicată zilei bolilor rare, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.